nouă ediție a campaniei Informare acasă, siguranță în lume, derulată pentru românii care aleg să muncească peste granițele țării. Campania se află la cea de-a doua ediție, astăzi fiind prezentată în județul Mehedinți, de unul dintre reprezentanții Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. Pe care noi ca și Ministerul susținem ar fi ca la nivelul fiecărei oate să existe în atribuțiile unei persoane și această comunicare mai directă cu cei care au plecat de la dumneavoastră din localitate. Deci, practic, una dintre persoanele care lucrează la dumneavoastră în primărie să aibă în atribuții și menținerea legăturii și comunicării cu cei care au plecat de la dumneavoastră din localitate. O primă ediție a campaniei Informare acasă, siguranță în lume s-a adresat tinerilor și studenților care lucrează în afara țării, iar cea de astăzi, adulților care își desfășoară activitatea peste granițele țării. Avem foarte multe răspunsuri primite de la primării, chiar și la noi la minister, prin care primarii își ne transmit că au luat la cunoștință, au postat fie pe site-urile proprii, fie în conturile de socializare. Evident că în măsura în care avem timp, mergem și la diferitele evenimente locale pe care aceștia le organizează, încercând să intrăm în contact cu românii care vin. Chiar ne putem referi la luna august, când știm toți, majoritatea românilor vin acasă în concedii. Am fost în țară, în diferite localități, tot așa încercând să discutăm și să informăm cât mai bine. La întrunirea cu oficialii Ministerului pentru Românii de Pretutindeni au fost prezenți reprezentanții ai unităților administrativ-teritoriale, căci în județul nostru mulți sunt cei care au ales să părăsească țara pentru un loc de muncă mai bun. Cu toate acestea, nu de puține ori, românii au căzut victime abuzurilor de orice natură ale celor de peste granițe. Este important ca în astfel de situații să știe că se pot adresa autorităților române, care le vor veni în ajutor. Autoritățile spun că cei care își doresc un loc de muncă sigur în afara țării ar trebui să-l identifice prin intermediul rețelei EURES.